Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru prezență. Am alături de mine doi prieteni dragi mie, pe care aș dori să-i prezint. Este prezent aici, lângă mine, domnul deputat Laurențiu Leureanu, căruia îi mulțumesc pentru prezență, și domnul deputat Mugur Cosmanciuc, candidat pentru funcția de președinte Consiliului Județean Neamț și președinte al filialei PNL Neamț, căruia îi mulțumesc de asemenea pentru prezență și pentru faptul că au fost alături de mine cu gânduri bune, cu sfaturi deosebite pe în acești 4 ani. Suntem prezenți aici pentru a prezenta un raport de activitate la tot ce a însemnat activitatea mea ca și primar în ultimii 4 ani, un raport complet între anii 2016 și 2020. Aș dori pentru început să dau cuvântul domnului deputat Laurențiu Leureanu pentru a adăuga și pentru a adresa locuitorilor comunei Cordun câteva gânduri din partea dumnealui. Vă mulțumesc frumos, domnule primar, bună ziua tuturor. Vreau să salut prezența domnului președinte a filialei PNL Neamț și candidatul nostru a Partidului Național Liberal la funcția de președinte a Consiliului Județean, o funcție pe care o va ocupa cu onoare și cu demnitate, o funcție de pe poziția căreia va aduce stabilitate și dezvoltare în județul Neamț, un om deschis, un om care știe să asculte pe oameni, cunoaște județul în profunzime și cunoaște și durerile comunităților și a oamenilor. Și de aceea, cu toată dragostea, cu toată decența, onoarea și demnitatea, recomand tuturor ca pe data de 27 septembrie să îl aleagă pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Neamț, pentru a avea un președinte onorabil care să reprezinte cu cinste și cu demnitate județul Neamț. Sigur, domnul primar Adrian Ciobanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îl cunoaștem cu toții, ne aducem aminte încă de acum 4 ani, când împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc am venit de mai multe ori și pe parcursul celor 4 ani și l-am susținut. Va prezenta un proiect de rezoluție, dacă vreți, a activității pe care a avut-o și mă bucur pentru acest lucru. Eu am citit, am văzut acest proiect, are realizări deosebit de frumoase, realizări pe care și le-a asumat atunci când a intrat primar și iată că acum poate să prezinte tuturor locuitorilor din comuna Cordun ceea ce a făcut, dovedind că acolo unde este asumare, unde este responsabilitate, unde este implicare, dinamism, lucrurile pot să meargă într-o direcție bună. Eu cred că acești 4 ani sunt cei mai buni din istoria post-decembristă a comunei Cordun, pentru că au existat dezvoltări de infrastructură, de rețele, de modernizări, de școli, atragerea mediului de afaceri, pe toate planurile s-a acționat și pe toate planurile s-au înregistrat succese frumoase, lucruri pentru care îl felicit pe domnul primar, îi urez succes în continuare, n-am niciun dubiu că cordunenii nu-l vor alege pentru încă un mandat, pentru că mai are lucruri de continuat, dar și lucruri noi de început, are un program generos de dezvoltare a comunei Cordun și nu pot decât să doresc cordunenilor inspirație ca pe 27 septembrie să meargă la vot, să-și aleagă primarul, pe domnul Adrian Ciobanu, primarul PNL al comunei Cordun, dar în aceeași măsură să voteze președintele Consiliului Județean, Mugur Cosmanciuc, lista de consilieri local ai Partidului Național Liberal și lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, astfel încât domnul primar să aibă toată susținerea și de la nivel național și de la nivel județean pentru dezvoltarea comunei așa cum își dorește. Și știu că își dorește să facă aici, în Cordun, un colț de Europa dezvoltat, modern, decent, în siguranță și confort pentru corduneni. Vă mulțumesc, felicitări domnule primar și mult succes în continuare. Felicitări domnule președinte și mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumim din suflet domnului deputat pentru gândurile și cuvintele frumoase pe care le-a adresat. Dați-mi voie acum să încep prezentarea raportului de activitate. A tot ce a însemnat investiții în infrastructură în perioada anului 2016-2020. Am structurat acest raport de activitate pe 8 capitole.
Primul capitol, apă și canal. La acest capitol am lucrat în acești 4 ani la 6 proiecte. 6 proiecte, din care 4 proiecte au fost executate în totalitate: înființarea sistemului de canalizare în satul Cordun, înființarea sistemului de canalizare și apă potabilă în satul Simionești, extindere de rețea de apă potabilă în satul Cordun, colector canalizare, apă menajeră și cu subtraversare DN2E85. Aceste 4 proiecte au fost executate și au fost recepționate. Sunt în curs acum, la momentul actual, încă 2 proiecte la care am lucrat: înființarea sistemului de canalizare în satul Simionești și extinderea rețelei de canalizare în satele Cordun și Pildești. La acest capitol am reușit să executăm 47,570 km de rețea de canalizare și 22,500 km rețea, extindere de rețea cu apă potabilă. Sunt în execuție, așa cum am spus, cele 2 proiecte: înființarea sistemului de canalizare din satul Simionești și extinderea rețelei din satele Cordun și Pildești, datorită faptului că atât Cordunul, cât și Pildeștiu sunt zone cu dezvoltare amplă imobiliară și necesită în permanență infrastructura de apă și canal, necesită extindere pentru a aduce prosperitate și dezvoltare întregii comune. La capitolul 2, modernizare străzi prin asfaltare, am lucrat la un număr de 8 proiecte, modernizare strada Primăverii și Păcii, sat Cordun, modernizare străzi în comuna Cordun, un proiect executat parțial în 2017 și finalizat în 2020, modernizare drumuri de interes local cu finanțare prin PNDL, un proiect executat în satul Cordun în anul 2019, modernizare drumuri de interes local cu finanțare europeană, AFIR, 5, modernizare străzi sat Simionești, un proiect dus la bun sfârșit, un proiect în execuție, dar care se află în stadiu de finalizare în satul Simionești cu finanțare europeană, modernizare străzi sat Pildești, un alt proiect derulat în cursul anului, modernizarea străzilor rândunelor Alelor și Liliacului și Speranței în satul Cordun, un proiect în lucru, și 8, completarea variantei ocolitoare a satului Cordun. Sunt 8 proiecte, ele au fost structurate în funcție de sursa de finanțare pe care le-au avut aceste proiecte. 6 proiecte sunt executate, 2 sunt în curs de execuție. La acest capitol au fost asfaltate un număr de 66 de străzi cu o lungime totală de 31.781 km de drumuri modernizate la nivelul comunei în perioada anilor 2016-2020. Un alt capitol, modernizare iluminat public și extindere rețelei electrice. Aici am lucrat la 5 proiecte. Discutăm de modernizarea iluminatului public, o investiție pe care am realizat-o în perioada anilor 2016-2017 și după aia ulterior modernizarea cu alimentarea de energie electrică a satului Simionești, extindere de rețele electrice în satele Cordun și Pildești, extindere de rețele de iluminat public și acum, la ora actuală, al 5-lea proiect, un curs de execuție, încă o extindere de iluminat public pentru anul 2020. La acest capitol au fost finalizate 4 proiecte, un proiect este în curs de execuție. Cred că acum, la finalul mandatului, mă pot bucura de o comună frumos luminată, care să ofere siguranță pe timp de noapte locuitorilor și, de ce nu, și confort. Un alt capitol, modernizare infrastructură școlară. La acest capitol am lucrat la 5 proiecte, am înlocuit învelitoarea și reparat corpul C al școlii gimnaziale numărul 1 în 2018, reparații și modernizare
la școala gimnazială Corp B în 2019, reparații și modernizare școala numărul 1 Cordun în curs de execuție. De asemenea, am lucrat la un proiect de sală de sport la nivelul satului Pildești și acest proiect a fost trecută în lista de sinteză în ordinul Mederap cu numărul 5602/31/08/2018, un proiect în lucru. De asemenea, un proiect de dotări la nivelul școlilor pentru această toamnă cu tablete pentru toți copiii cu acces la internet. Am considerat că școala și copiii sunt foarte importanți pentru administrația publică locală, întrucât ei reprezintă viitorul nostru, reprezintă generația viitoare care va trebui să fie bine pregătită pentru a prelua, inclusiv pe viitor conducerea comunității și pentru a ne asigura, pentru a fi siguri că vom avea o generație viitoare pregătită. Un alt capitol, alte investiții la care am lucrat, care au vizat modernizarea comunei. În anul 2018 am construit un teren de sport, cu o suprafață sintetică în satul Cordun. Tot în anul 2018 am construit un parc, împrejmuire, parcări la terenul de sport din satul Cordun. În anul 2018 am construit un monument dedicat centenarului Marii Uniri la nivelul satului Pildești. De asemenea, un alt proiect la care am lucrat, dotări căminul cultural din satul Pildești, un proiect cu finanțare europeană, amenajare trotuare strada Vasile Alexandrii, sat Cordun, un proiect în curs de execuție, amenajare parcare trotuare și spații verzi în centrul satului Pildești, un proiect în curs de execuție. Am adus în atenția dumneavoastră un număr de 34 de proiecte la care am lucrat în această perioadă, din care 26 efectuate și 8 care sunt în curs. Alte activități importante la care am lucrat la nivelul comunei, am înființat în 2016 ziua Comunei Cordun, am dorit ca la nivelul satului Cordun să organizez această sărbătoare care să fie un eveniment de bucurie pentru locuitorii satului Cordun. La nivelul satului Pildești, an de an, în perioada 2016-2019, am pregătit un spectacol cu ocazia hramului din acest sat. De asemenea, în 2018 am organizat un eveniment extraordinar la nivelul satului Pildești, pe data de 16 august, cu ocazia centenarului Marii Uniri și moment în care am sfințit monumentul dedicat eroilor la intrarea din satul Pildești. În data de 25 octombrie am sărbătorit Ziua Armatei Române la nivelul satului Pildești. De asemenea, am fost implicat în evenimente sportive la nivelul satului, la nivelul comunei, evenimente sportive de fotbal, tenis, șah. Am susținut performanța la nivelul școlilor prin premierea tuturor elevilor silitori. Am organizat diferite evenimente de o ecologizare și de plantat copaci cu susținerea copiilor de la școli, de la liceul La Sal, împreună cu Acțiunea Catolică. Am creat un parteneriat pentru o comună curată prin care am dorit ca fiecare cetățean al comunei să plătească simbolic ceea ce taxa de salubritate la nivelul comunei, cu condiția de a fi implicat în tot ceea ce înseamnă curățenia comunei. Toate aceste lucruri au fost făcute în această perioadă, sunt obiective de investiții, sunt proiecte în care am fost implicat din tot sufletul. Pe această cale mulțumesc tuturor locuitorilor, mulțumesc colaboratorilor din primărie, mulțumesc colaboratorilor de specialitate, pentru că împreună cu ei am reușit să dezvolt comuna, să schimb fața comunei și totodată
să fim mândri că trăim într-o comună europeană, într-o comună prosperă, într-o comună în care locuitorii pot visa că încet, încet nu vor mai trebui să meargă în străinătate. Doresc să dau cuvântul domnului președinte a Partidului Național Liberal, filiala Neamț, și totodată candidatul pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, un prieten drag care mi-a fost alături, cu care m-am sfătuit în acești 4 ani, un om care la rândul lui a pus umărul alături de mine pentru dezvoltarea comunei noastre. Pe această cale vă mulțumesc din nou, domnule președinte, pentru toate sfaturile bune pe care mi le-ați transmis în acești 4 ani, pentru toate gândurile și mai ales pentru faptul că la foarte multe din evenimentele pe care eu l-am inițiat la nivelul comunei, dumneavoastră ați fost alături de mine și m-ați sprijinit și în momente mai grele prin care am trecut în acești 4 ani. Pe această cale, încă o dată, vă mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc, domnule primar, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Mulțumesc și pentru faptul că ați stabilit, ați făcut această propunere ca atunci când vă prezentați raportul de activitate pentru mandatul de 4 ani de zile să mă invitați și pe mine și pe domnul deputat Leoreanu. A plecat domnul deputat Leoreanu la un eveniment la care trebuia să ajungă la ora 10 și în absența dumnealui, dar în prezența dumneavoastră, îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse în prezența dumneavoastră despre persoana mea și vreau să fac câteva aprecieri. Adrian Ciobanu este o persoană pe care am cunoscut-o în 2014. M-a impresionat de la bun început prin determinarea pe care o are și o avea de atunci pentru ca această comună să fie un model de dezvoltare la nivel românesc, la nivel internațional, european. Și când zic lucrul acesta, mă raportez la faptul că, situată în imediată apropiere a municipiului Roman, comuna Cordun face parte din zona metropolitană, iar Adrian Ciobanu a gândit în așa fel încât aici să aibă parte de investitori și investiții private, să aibă parte de o administrație puternică care să vină în folosul comunității, atât a mediului privat cât și a cetățeanului. V-a prezentat foarte clar, foarte frumos, obiectivele pe care le-a realizat în acești 4 ani de mandat. L-a făcut o trecere scurtă în revistă, dar a punctat foarte clar că obiectivele și prioritățile dumnealui au fost infrastructura și o viață bună pentru cetățean. Bunăstarea și respectul au existat în permanență în conduita lui. Cred că împreună vom porni pe acest drum al construcției județului Neamț. Cred că împreună vom porni pentru a dezvolta comuna Cordun și toată zona metropolitană Roman și împreună cu domnul deputat Leoreanu și primarul de Roman, Leonarda Chiriloae, vom construi și vom dezvolta o oază de prosperitate unde mediul economic, mediul privat să aibă parteneri precum Adrian Ciobanu, precum Leonarda Chiriloae, o oază de prosperitate în care cetățenii să aibă parte de infrastructură, adică apă, canal și gaz în fiecare locuință, iar asfaltul să nu fie un light motiv pentru campaniile electorale, ci să fie o normalitate. Aceste lucruri fiind spuse, eu vreau să vă asigur și să-l asigur pe Adrian Ciobanu de sprijinul meu în totalitate, așa cum l-a avut și până acum. Sprijin pe care îl va avea în toate proiectele pe care le va dezvolta. Și când zic în toate, este un cuvânt bine gândit, pentru că știu că și Adrian Ciobanu este un om care își gândește bine cuvintele și nu se hazardează în lucruri sau în proiecte care nu au valoare pentru comunitate. De aceea, domnule primar Adrian Ciobanu, împreună cu întreg Consiliul Local și împreună cu întreaga comunitate din comuna Cordun, vă asigur că aveți parte de parteneri de nădejde și în mine și în toți colegii din Partidul Național Liberal veți avea parte de oameni care să vă asigure că veți fi respectați și veți dezvolta împreună cu noi bunăstare pentru locuitori. Vă mulțumesc și mult succes mai departe! Mulțumesc din suflet pentru prezență tuturor și aș dori să vă invit să vizităm câteva
din obiectivele de investiții care au fost realizate în acest mandat. Tot pe această stradă putem spune că în cursul anului 2019 am lucrat la ceea ce înseamnă alimentare cu apă potabilă și înființarea și rețeaua de canalizare. Sunt trei utilități și cu iluminatul public modernizat pe această stradă, toate utilitățile, practic, putem spune că pe această stradă au fost executate în acest mandat, în mandatul 2016-2020, iluminat public de calitate, stradă proaspăt asfaltată, de calitate, apă, canal. Exista doar rețeaua de alimentare cu gaze naturale pe această stradă. Patru din utilități au fost, așa cum am menționat, efectuate în această perioadă. Vedeți cum arată această stradă și centrul comunității. Vedeți cum a făcut domnul primar prin fonduri europene. Acesta este un model de dezvoltare liberală. Domnul primar este un exemplu de bună practică în administrația liberală și în administrația publică locală. Vedeți că este preocupat să aibă parte ca în investițiile sale de grijă ca fiecare cetățean să aibă minimum de confort. Apă, canal, iluminat și gaz în momentul în care va trebui să aducă gazul în toată comunitatea. Asfaltul nu este aici un loc, ci este o normalitate. Școala este în apropiere, tot o investiție a domnului primar și astfel de modele vor continua în administrația liberală la nivel de județ sau la nivel de comună în orice localitate. Mulțumesc! Apreciez faptul că domnul primar, Adrian Ciobanu, a dat o dată de responsabilitate și a investit în educație. Educația este un capitol important în viața fiecărui om, în viața familiei, a comunității. Noi, liberali și administrația publică locală liberală, vom acorda, după cum am și făcut și până acum, o importanță deosebită educației. Educația înseamnă infrastructură, după cum vedeți aici, la cele mai înalte standarde și calități, care să asigure fiecare elev o dezvoltare corectă când vine la școală. În același timp și cadrelor didactice vom asigura și asigurăm o posibilitate ca acele cunoștințe pe care vor să le transmită să fie făcute într-un cadru cât mai facil și cât mai simplu. Și în același timp, aceste lucruri care constituie baza dezvoltării societății, să fie cheia de dezvoltare a comunității Cordun, a județului Neamț. Mulțumesc, domnule primar, felicitări și pentru. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări.